Bine, ne-am reîntâlnit, doamnelor și domnilor. Este vineri, este ora 16 și 30 de minute și, bineînțeles, la 1 TV este emisiunea de la A la Z. Multe, multe subiecte ar fi de discutat, dar pentru că alături de mine este colegul meu, Amarildo Sechei. Bine, ne-am reîntâlnit, Ama. Să rămână, Nicol. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Tocmai de aceea nu am mai căutat un invitat, pentru că fiind multe, multe de discutat, logic avem nevoie de tot timpul alocat acestei emisiuni. Nu apucasem să comentez cu tine vis-a-vis de moțiunea de cenzură. Hai că n-am apucat să vorbim nici de alegerile din partide, știi? Nici de alegerile, așa, n-am Atunci. apucat să vorbim de multe. Și mai nou, iată rectificarea de buget și scandalul veșnicul, da? Nimic nou sub Da. soare, veșnicul scandal și acuzații că fiecare partid își susține propriile primării în detrimentul celor din opoziție. Ne Da, și aducem fiecare aminte partid are dreptate în felul lui. în felul lui și ne aducem aminte și când Da, PSD-ul împărțea șalanul, sigur că da, vom era ajunge același și la acest scandal subiect. și Sau dacă sigur. vrei să începem cu asta, hai că așa, E cel mai cel mai cald să zicem. Deci azi a fost ca la ușa cortului, la Consiliul Județean, conferință de presă, am a înțeles, da. Laurențiu Nistor, mă rog, cu conducerea Consiliului Județean, se vede și pe imagini, au zis că, uite, ei reprezintă județul, nu PSD-ul, și de aia fac la Consiliul Județean, ok, cu împărțeală la rectificarea bugetară. Cu un pomelnic întreg de primării, cu liste, cu procente, câți bani au luat primăriile PNL, câți au luat PSD și, mă rog, și cele două pro-România. Logic, acum, PSD-ul a luat mai puțin decât PNL-ul, erau și, normal, aritmetic, da, are dreptate Laurențiu Nistor, da, uite că noi, PSD-ul, avem mai mult de jumate din populație arondată la primăriile noastre, PNL-ul are mai puțin ca și sume în bani, PNL-ul are mai mult decât dublu decât PSD-ul, mă rog, astea sunt o funcție de cine e la putere, că Da. așa se întâmplă. După aceea, mă rog, au venit acolo o delegație de primari chipurile surpreze pe acolo, cum stea cu guvernul, cât să odihnească, se împace sau ceva de genul ăsta, stea negru frumos. Da? Uite, uite aici, frumos, Păi, Dumnezeu da. să odihnească, frumos. Nimic de zis. Da, adică Adică bună, lucrătura la pânză, superbă. lucrătură, sigur că da. Și cum mi se spune la meciurile de fotbal, cum se spune? Că au Da. coregrafie, Așa. coregrafie. Ok, n-am nicio treabă. După aceea s-a mutat întreg alaiul cu noi, cu primarii PSD. Ok, și-au exprimat nemulțumirea că, uite, unii au proiecte pe fonduri europene, nu au bani de cofinanțare. Astea sunt chestii tehnice și nu are sens acum să intrăm în multe detalii. S-a mutat toată tevatura în biroul prefectului. Adică cum? Adică, Adică dacă Consiliul și da, sunt Județean, vecini. prefectul și vecinii acolo pe același etaj, Bun, s-a dus da. delegația, hai să vedem, și au început discuțiile interminabile cu Uite, acum intră prefectul. presa, v-au mutat de Da, colo-colo, da, ne v-au mutați pe plimbat noi, da. dintr-un birou Nu e într-altul. problemă majoră. Eram și eu pe acolo, Da, dacă să asta e că nu spun. merge. M-am băgat eu în seamă să apară așa în cadre. Dar acum se iese, se intre, nu știu, se iese undeva, da, din sala mare, în fine, asta contează mai puțin detaliile tehnice. Nu s-a mutat la prefectură și acolo o discuție iarăși, că de ce PNL-ul, că și-a tras partea leu. Reacția prefectului și voi, PSD-ul, când ați împărțit banii de la cotele defalcate de la TVA, ați dat bani la primul PSD. Adică, da, bun, a fost o discuție destul de lungă, vorbeau la Pascal, că nu știu ce cu cine votează pe acolo. Au fost niște lor de cuvânt, ok, uite, primarul de Lelese, Ciprian Achim, a spus, uite, eu, comună e mică, bun, am un proiect de 1 milion de euro sau 2 milioane de euro, oricum o sumă cu milioane, ce n-am bani acum de cofinanțare, pierd banii ăia, e păcat. Mai are ceva 300 de mii de euro, iar n-am, deci uite și banii ăia să duc, îi pierde și România, și comuna, și județul, și tot ce vrem noi. Și pe partea ce, uite, de ce mie nu mi-ați dat și la alte comune din pădure, nimeni care nu au proiecte europene, mi s-au Da. dat bani? Deci nu este urgență, cum ar veni. Adică nu este pericolul să piardă finanțări externe, asta vreau să Da, dacă spun. sunt unele primării care nu au proiecte, deci rămân cu un excedent bugetar, să spunem așa, că nu au N-au ce să baza facă cu legală pe ei. ce să cheltuie Da, banii. da, da.
Ok, a fost un caz aparte, oră știe, am mai zis la fel, ziceam în sala de ședință de la Consiliul Județean, sala mare, primarul Răștie, Laurențiu Bălan, cu e prima oară când Răștie are bugetul de rectificare pe minus. Și, până la urmă, concluzia a fost că rămăsese luni la ora 10 se vadă părțile beligerante cu hârtiile în față, care au avut dreptate și care nu, și acuzau primarii PSD că prefectura a trimis luni săptămâna aceasta un mail la ora 10 ca până ora 12 să ceară sub, să fie trecute sumele. Și au zis că nu, asta e așa manta făcută ca să piardă așa primăriile PSD. De altă parte, prefectul Călin Marian, îl vedem aici în imagine primind oaspeții, spunea, băi, asta înseamnă că funcționarii din primărie nu verifică corespondența. Este o urmă obligație de serviciu, adică sigur? Dacă e o căruță de bani... Ce onoare pe mine! Și dacă tot vrei niște bani, atunci tu ca primar ești pregătit la orice oră din zi și din noapte cu documente, cu absolut tot, ca să poți să le trimiți să obții banii. Unii spuneau că au trimis în timp util, dar nu a ajuns la prefectură și de-aia au rămas cu fondurile pe zero. În fine, urma luni la ora 10, cum spuneam, lunea ce urmează să se vadă ambele părți cu hârtiile în față, să vedem cine a greșit, cine nu a greșit. Concluzia trasă-o Dan Bobouțanu, că le zic, bă, băieța, măi, ce facem aici, un fel de șmecherie, că așa se întâmplă. Adică fiecare când e la putere și împarte banii, ai, cum știe, așa, și spunea că, uite, bun, Hunedoara n-a primit niciun leu la chestia asta, și spunea că nu are Hunedoara nevoie de suma de bani, ei sunt campioni la fonduri europene, se descurcă. S-au dat niște sume mari la Deva și la Petroșani, 1.500.000 de lei, ca să vorbesc contabilicește, 1.500.000, 1.500.000. Nu înțeleg chestia asta contabilă, de ce nu zici toată suma, da. 1.500.000, da, da, da. Așa, și spunea că ar fi fost mai ok dacă s-ar fi dat banii la comune, comunele ar avea nevoie, orașele, municipiile se descurcă. Deci acum, cam asta a fost. Da, cam asta a fost, a fost conferință de presă, da, cu regia acolo, cu coreografie și cu a tot frumos, ce mai, vrei. Mai lipsea ansamblu de balet de la Friedrichstadt Palace și... Păi, dar nu a fost suficient praporele, sau cum se numește ăla? Bun, a fost o chestie, așa, treaba lor să fie sănătoși și ei să certe, ei să împacă. Întotdeauna așa s-a întâmplat. Da. Deci nu sunt discuții noi. Bun. Nu știu despre și ce vorbim. Și ca să încheiem acest subiect, da. Laurențiu Nistor spunea că PSD-ul va ataca în instanță această hotărâre de guvern prin care s-a făcut rectificarea bugetară. Adică dacă PSD-ul nimic, atunci nimeni nimic, să se blocheze, mă rog, totul. Eu spun ce s-a întâmplat acolo. Da, știu, știu, și... dar concluziile, știi? Deci după ce că oarecum... așa e rău, da, facem unul și mai mare. Și oarecum un subiect adiacent acestei chestiuni, că PSD-ul nu va intra la guvernare, că vor alegere anticipate. Și cu asta ajungem la căderea guvernului. Dar stai puțin, că PNL-ul înainte de conferința de presă de astăzi a Consiliului Județean, ieri PNL a trimis un comunicat, îl luăm de pe site-ul Hunedoara Liberă. De ieri trimisese și PSD-ul un comunicat cu, mă rog, împărțelile, cerculețe pe culori. Așa, și au făcut, dar măcar au făcut conferințe de presă. PNL-ul s-a mulțumit doar să trimită comunicatul și conferința de presă mai altă dată. Eu m-am uitat în diagonală pe el, bănuiesc, zice că, bă, noi am reparat nedreptatea făcută de la ceva de genul. PNL a reparat nedreptatea comisă de Consiliul Județean Hunedoara și ce scrie în comunicat, zice, PSD Hunedoara plânge demagogic de mila oamenilor prin preluarea de la nivel național a unei false teme referitoare la repartizarea de către guvern a banilor, da. Așa, deci se încearcă o reparare și ce mai spune? Și cam ce am zis eu, dar exact, într-o formă mai extinsă. Bun, și zice, la repartizarea fondurilor aflate la dispoziția lor, Consiliul Județean, aici se referă la Consiliul Județean, a uitat cu totul de locațiile conduse de PNL sau alte formațiuni politice, în afară de cele PSD. Doar vreo 13% au ajuns la primăriile PNL, e vorba de... rectificarea din septembrie. Sincer, acum s-au echilibrat bugetele. S-au echilibrat bugetele, sigur. Prin că dacă cei metode care n-au primit înainte, ia că te primesc acum. No. E bun, și asta și o să mai fie vă două zi. Mă rog, vine că... weekendul, să mai, va mai vorbi luni și marți de povestea asta și gata. Că da. Uite, zice, în luna septembrie Consiliul Județean a primit sume importante tot de la guvern,
pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și locale. Numai puțin de aproape 12 milioane de lei au ajuns în conturile administrației județene, care a decis să țină toți banii și să aloce 0 lei către administrațiile publice locale. Deci Consiliul Județean n-a dat niciun bănuț nici la primăriile lui, primăriile PSD, pentru drumuri și pentru reparații și pentru întreținere, da? Mă rog, acum știți cum e... Astea sunt chestii de imagine făcute și... Efectiv, fumigene politice, petarde, pognitori. Exact, nici măcar fumigene, calea mai... Pognituri. Îți mai întunecă privirea, dar pognitorile te zgârie puțin la urechi și cam atât. Mai exact cum spui, istoria a dovedit că, bineînțeles că se repetă, ei se ceartă, ei se împacă și... Și ei vor guverna în continuare împreună. Și vor guverna, așa-i? Da. Dar ce ne facem? Ce ne facem? Deci, spusesem, cred că de la începutul anului, după instalarea guvernului Câțu, că... Guvern minoritar, da, va fi chestie relativă, cu USR-ul, nu... Cu tot respectul, repet încă o dată, USR-ul un fel de PPDD variantă intelectuală, ok, bă, au avut niște idei frumoase, au intrat, dar nu au finalitate. Știi, ca și la fotbal, cu tiki-taka, prin balonul stânga-dreapta până îl faci pătrat, dacă nu dai la poartă, rămâne 0-0 sau poți să ieși un gol, știi? Da. Și vorba aia, publicul plătește biletul la meci ca să vadă goluri. Păi, nu. Așa, bun, să trecem ușurel la căderea guvernului Câțu, așteptată, niciun fel de problemă, mă rog, iară tot așa petarde pomitori și fumigene lansate, că uite așa, că noi nu că se încearcă racolarea că... așa, ca să nu treacă moțiunea, că... Că să fie sănătoși, ce fac ei, ce drept pe acolo, președintele Klaus Iohannis în viteza sa obișnuită, îi cheamă numai luni la consultări. Păi, lasă acum să-și găsească soluții, pentru că, da. Dar nu ți se pare normal, atâta timp cât PSD-ul zice, noi nu vrem nici premier, nici așa, vrem alegeri anticipate. USR Plus zice, fără Câțu și cu nu știu cum și nu știu ce, Aur mai zice, tralala și bla bla bla. Deci, unii la hăis, alții la cea, alții înainte, alții înapoi, știi? Păi, în degringolada asta, nu puteai să-i chemi a doua zi. Da, îi las frumos să liniștească. Și o tactică, bă, ia că de voi de comun acord acolo și veniți cu o soluție. A, nu reușiți? Păi atunci mă duc în continuare cu Câțu. Da, este acea variantă. Hai să punem pe cineva variantă de sacrificiu. Modelul Câțu fiind deja patentat când căzuse guvernul Orban, s-a dus Câțu gata și în Parlament cu un sfert de oră înainte să își prezinte guvernul și a depus mandatul. Este o variantă. Există și o hotărâre a Curții Constituționale, mă rog, care văd că toată lumea interpretează cum vrea, că n-ai voie să-l numești pe același premier demis, ok, să nu existe discuții, bă, l-a numit prima oară pe Ionel, pe Costel Gigel Vasilică, nu contează cum îl cheamă pe candidatul, a, n-a mers, uite, vin cu Câțu. Da, nu-l vreți pe Câțu, bă, alegeri anticipate. Și acum, iar revin la o poveste veche, mai bine de o treime dintre parlamentari au prins mandate la redistribuire. Unii sunt la primul mandat. Și nu se știe când se vor mai întâlni cu asemenea șansă în viața lor. Vor fi niște probleme. Da, deci anticipatele sunt aproape imposibil de organizat în România. Bun. Că va rămâne guvernul Câțu, mă rog, sau cine o fi, minoritar, că va fi susținut din umbră de PSD, sau, mă rog, unii își vor lăsa niște orgolii deoparte, bă, Câțule, hai pa! Da. Că asta e, că noi totuși vrem să fim aici. Sunt unii din USR Plus care un pic deranjați că au fost demufați de la salariile de bugetar la care luseseră și sunt presiuni mari din teritoriu. Din toate părțile, PSD-ul la nivel central zice, bă, noi nu, dar din teritoriu, bă, dar noi de ce nu ne-am lipit noi, că sunt niște posturi libere și așa mai departe. Da, probabil o să fie o împărțială, știi, acolo, da. Tocmai pentru a câștiga susținerea. Că, să fie bine ca să nu fie rău. Normal, ajunge la niște, poate perioada asta este tocmai de discuții de genul ăsta, știi, da, pentru... Da, cu tatonări și vor ieși, i-am reevaluat, că așa e politica lui Corect, se reevaluează. Ca să nu prelungim situația de criză în care se află România, da, ne-am gândit noi bine că... Hai să susținem până la urmă... Un guvern care o fi ca anticipat. Adică hai să-i susținem pe liberali să-și rupă gâtul de tot, da. Până în 2024. Îi ajutăm și noi, da. Da, îi ajutăm și noi așa un pic. Îi susținem, da. Din opoziție. Deci, cam asta, Doamne, fi Doamne, cu Doamne. Guvernul. Mă rog, sunt niște tot fel de propuneri interesante. Mă rog, ce propuneri? Mă rog, ce ți se pare interesant? Interesant cu USR-ul. Adică, bă, tu ești partid de... Ești acolo, pe lângă, deci nu contezi.
la o adică, tu vii cu propunere de premier. Acum vine și la alegerile din partide. Bun, Florin Cîț a câștigat, Ludovic Orban a pierdut, nu știu cât va mai sta Cîț în fruntea PNL-ului. S-ar putea să fie și o mișcare de asta scenică, de imagine. Bă, uite Cîț pentru binele, mă rog, țării, poporului, partidului, a cui vrea domnia sa, își va da demisia din fruntea PNL, dar da, îți dai seama, își dau PNL-ul cu firma în cap acum. Dar de ce să-și dea? De ce? Ar fi o chestie de imagine. Da, omul rămâne acum liber de sarcini, cum ar veni, presante de pe umerii săi și așa, destul de fragil și de plăpânzi, și se va ocupa doar de partid și va pune în aplicare exact strategiile și cum să spun, un plan, un proiect de guvernare, de reforme, nu? Pentru că pentru asta l-au susținut liberalii, că este un reformist. Suntem de 30 de ani și da, este un reformist, da, sau un reformator, mai corect, cred că. No, și până în 2024, iată cât se poate să pună bazele unui program de guvernare, cu tot cu finanțări. Da, ne-o rupt. Da, da. Ne-o rupt cu asta. Asta vreau să spun. Bă, nu se poate să fii și lider de partid, adică nu ți se pare așa un pic? Sunt ales lider de partid pentru că am pita și cuțitul în mână, da? Adică eu împart bucatele, eu împart felia de pâine și ciolanul ca premier. Eu dau dispoziții. De ce să fii ales președinte pe astfel de criterii? Nu ai funcție, dar ești un bun organizator. Poți să fii liniștit președinte. Păi atunci ce facem? Depindem de... mergem cu ăla pentru că ne dă bani. Mergem cu ălălalt pentru că ne dă bani. Mergem cu ălălalt pentru că ne dă funcții. Deci nu asta este corect. Asta e logica în politica românească. Din nu păcate, contează, da. Ar trebui să luăm exemplu de la englezi. Și de la alte state occidentale. Sigur că da. Unde sigur. Merge politizarea, nu că n-ar avea până... și ei uscăturile lor. Nu, merge dar... politizarea până la un anumit nivel, dar de acolo lăsăm profesioniști, exact. Cei care se pricep. Exact. Sau faci modelul american să schimbă administrația de la paznic și femeie de serviciu, ai schimbat tot. Când se schimbă tot. Sau da? Mergi pe modelul vest-european până la nivel de secretar de stat politic, de acolo în jos, care se pricep la domeniu. Da. Care, da, ok, sunt niște funcții, niște stipendii, nu știu cum să le zic. Adică niște funcții bine plătite, bă, ești tu acolo, nu, partidul trebuie să te recompenseze cumva. Exact. Este da. De înțeles până la un punct. Și acum, au fost și alegerile în USR Plus, a câștigat Dacian Cioloș, niciun fel de surpriză. Nu ți se pare suspectă, ca să vorbesc ca și canadiană, nu ți se pare suspectă liniștea care s-a așternut înainte când erau cei doi, mama mea ce show-uri erau, da? Și dintr-o dată, gata, Barna a făcut pasul înapoi, a ieșit Cioloș, bine mersi, Cioloș se pregătește pentru a deveni candidat la funcția de președinte al României, da, și a dat demisia din conducerea grupului Renew din Parlamentul European. Acum este gata, pregătit, probabil să preia chiar și funcția de premier. Deci s-a autopropus, practic. S-a autopropus, sigur, da. Tot așa, tot Dacian Cioloș, dacă în perioada când era cum zicea, tehnocrat, când era tehnocrat. Da, așa. Guvernul tehnocrat, după demisia așa lui Ponta. Așa că din tot guvernul tehnocrat era Dâncu de la PSD și Violeta Alexandru, care a trecut la PNL, restul s-au făcut toți USR Plus. Deci tehnocrat de nu se mai poate. Păi, verificăm cu acte și cu documente. Mai, acum noi suntem obișnuiți cu lozinci, ți-aduce aminte și cu Dan Barna, da. Fără penal în da, aia dă bine în campanie electorală. Da, și DNA-ul... pe urmele lui, știi, iară dosare și așa mai departe. A fost deci ales frumos. Dacian Cioloș, aici oarecum surprinzător, erau procentajele cam 2-3 membri USR, o treime membri plus, aici s-a e. Contrabalansat cumva, deci aici o parte din votanții USR bănesc datorită sau din cauza prestației lui Dan Barna, acum fiecare voia cum dorește. Deci și asta este drept. Da, au preferat să voteze cu Cioloș, spunea la ultima noastră întâlnire, a început sfârșitul carierei politice al lui Dacian Cioloș. Da, deci este într-o situație ingrată, ok, dacă zici că a plecat de la grupul Renew Europe, da. Să fie sănătos, va ajunge foarte greu să ajungă premier, dacă vei fi vicepremier, cu tot respectul, funcție de ficus, e cea de vicepremier acum. Că... Da. Numai să faci pe arogantul. Sunt niște pretenții acum, da. Să-ți deschidă SPP-ul ușa la limuzină care te plimbă de colo-colo. Sunt niște pretenții, nu vei fi în stare să faci nimic. Va veni această alăturare USR Plus cu Aur. Acum, corect, e USR, că am înțeles că după congres a decis eliminarea de Plus. Da, e fără Plus.
Plusul e în minus acum. Da. USR plus, minus plus. Da, da. Să revin la ce spuneam, se face această alăturare AUR cu USR, după această moțiune de cenzură, aproape cer cu USR și AUR să mă riperdați. Și o parte din PNL. Acum, în emisiunea trecută vorbeam cu Pompiliu Crai și spunea că nu se va diviza PNL-ul totuși. Și că nu, ar fi existat ceva semnale că aripa Orban s-ar îndrepta către Tăriceanu, către nu știu ce, Tăriceanu, vorba lui și Pompiliu Crai și altora, mai că nu mai există, că și el e cu tinicheaua de coadă. Iar Orban dădea de înțeles că vrea să-și facă propriul partid. În PNL nu este nicio noutate, chiar spuneai în emisiunile trecute că la cât s-a divizat, la cât s-a reinventat. Da, da, da. E ceva obișnuit, chiar ar trebui să-și pună probleme dacă n-au astfel de fricțiuni și ruperi din partid. Da, da, ar fi ceva normal. Da. De-aia mai spuneam ultima oară când ne-am întâlnit că predevin frecventabile pro-România, zi, al lui Tăriceanu Alde, PMP-ul, PP-USL, Partidul Ecologist, redevin frecventabile, mai ales că vor fi niște regrupări de trupe acum din diverse partide, vor pleca și din stânga și din dreapta să vor lipi la alte partide, da, ca să, să fie la putere cumva. Da, 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 și toți care se vor duce își vor dori funcții. Adă-ți aminte... Normal. Când te duci dintr-o parte într-alta, te duci cu punct ochit, punct lovit, adică încât adică duci așa la plimbare. Adică vin cu atâția oameni, dar îmi dai funcția aia în partid, știi, ca să prind și eu în ceva în partid, posturi. În administrație, în deconcentrate. Sigur, sigur, sigur. Acum, mai citind articole și nu puține, unul singur mi-a atras atenția. Ar fi trebuit văzut, apropo de ceea ce spuneam noi la începutul anului în emisiuni, de această totuși coabitare între PNL și PSD, prima moțiune de cenzură care a fost depusă a fost a celor de la USR Plus și AUR, da? Da. Care n-a, a fost, știi, a lăsat-o un pic mai la. Ideea e că PSD are un grup parlamentar prin care își permite singur să depună moțiune de cenzură. A trecut... și s-a dezbătut și a trecut moțiunea PSD-ului. Păi, nu ți dai seama că aici nici PNL și nici PSD nu ar fi acceptat ca partide cu greutate, nu, cu majoritate și cu așa, nu ar fi acceptat ca guvernul să cadă în urma acțiunii unor partide abia intrate pe ieșicierul politic. Mici. Mici, sigur că da. Deci e vorba de orgoliu politic aici. E clar că au făcut front comun. Pe de o parte, eu am zis că este chiar un fel de strategie sau o planificare. Acum nu vorbesc de teoria conspirației, dar l-am văzut pe Iohannis destul de calm, ori, cum să spun, conștient că încă o dată și-a sacrificat partidul, știi, ca să, pentru că are un pe post. Pe modelul Traian Băsescu. Traian Băsescu, și-a dat sigur că da, nu, la noi se poartă. Deci, calmul ăsta mie mi-a dat de gândit că totuși a fost o ieșire pregătită pentru PNL. O ieșire pregătită pentru PNL, inclusiv pentru Câțu. Dar, pe de altă parte, dacă luăm în calcul că PSD-ul nu vrea nimic... Nu vrea nimic acum, când discutăm, vedem săptămâna viitoare, bine, când vor începe reevaluări. Da, sigur că da, nu vrea nimic în sensul că nu vrea premier, adică totuși, de ce nu ți-asumi? De ce nu ți-asumi? Ai dat guvernul jos, ai creat și o criză politică pe lângă cea sanitară, da? Ai dat un guvern jos, te bați cu pumnul în piept, noi i-am făcut, noi i-am dres, noi ne-am străduit, noi am... De dirică USR Plus a votat împotriva propriilor miniștri, știi? Aici ai... E că moțiunea, acum te întreb un pic, moțiunea era mai mult bun împotriva lui Câțu și miniștri USR. Da, deci da, au făcut da, cu miniștri USR, da, cu roși, cu oțet, varză, au șters cu ei pe jos și ei votau cu două mâini, două picioare acolo. Asta e, știi? La noi paradoxul, că și PSD-ul și-a dat propriul guvern. Nu, dacă e metoda patentată, de ce să nu o folosești? Mai, dar mie nu vine să cred.
Eu am zis de mult că România este țara în care totul este posibil, da, dar am zis că este o limită, nu. Totuși. Nu avem limite, mai. Ce putem să scornim? Ce putem să debităm? Bun, ce... Hai să lăsăm asta departe. Când vedea săptămâna viitoare, au venit iarăși chestii interesante, mă rog, legate de COVID. Din păcate, rata de infectare este mare, îngrijorătoare și sunt tip panicar, da? Știu, situația din Deva e gravă, într-adevăr. Că s-au mai relaxat măsurile, că s-au dat altele, că va fi acum weekendul ăsta de carantină de noapte cu vaccinații, nevaccinați, în fine. Nu are rost să intru foarte mult. Au voie să circule numai vaccinații, nevaccinații, da, trebuie să stea voie, în casă, dar sau numai pe declarație, da, dacă, da, cu, în caz de. În caz de, sunt acolo niște excepții, da, excepțiile, da, clasice. Da, că te duci deja până la farmacie să ții niște, da, medicamente, tu dacă nu ești vaccinat medicală, trebuie să-ți descarci declarația unde, da, te, da, duci, da, de la ce oră la ce oră. Sau dacă ai un deces în familie sau te duci să îngrijești cu cineva. Sau, da, o nenorocire. Faza hazlie este că dacă te uiți în acele hotărâri, da, ce uite că trebuie să, dacă tranzitezi localitate, trebuie să dovedești cu bilet de călătorie că o tranzitezi cu autobuzul, trenul sau avionul. Acum stau și mă gândesc, băi, dacă treci un avion pe deasupra Devei, stă Gogu acolo, îi face semn să coboare la Săulești, hai să vedem tu ce treabă e pe aici, ai declarație, n-ai declarație. Deci chestia aia cu... Păi, adică eu trebuie să, deci, scriu o declarație cu ce tren plec. Da, dacă tranzitezi o localitate sau, mă rog, cu ce pleci autobuz? Da, nu știu, poate ai trenul la ora 20-15 minute. Ești, da, avetist, să zicem. Da. Habar n-am. Și de la ora 20 nu mai ai voie mai să circuri. Nu mai poți să ieși dacă ești nevaccinat. Da. Deci trebuie să arăți, uite, ăsta e biletul meu de tren sau de autobuz, am terminat serviciul la ora D, mă duc acasă. Bun, trebuie să ai și adeverință de la, da, angajator. Da, și tot felul de hârtii și hârtiuțe. Păi asta era, dacă ți-aduci aminte, e un fel de stare de urgență, mascată în sub formă de stare de alertă. Da, mă, faza, da, faza ciudată e că, bun, ok, ești nevaccinat, dar vorbesc de vânzătoarele de la magazine, da? Dacă sunt nevaccinate și programul până la ora 22 la magazinele, poate să stea liniștite la lucru, dacă de asta să meargă acasă, îi trebuie declarație pe proprie răspundere. Deci, nu, sunt niște chestii care nu se bat bine. Păi, nu, și mai sunt și altele. Fii atent aici, ce am găsit pe site-ul Ziar de Hunedoara. Guvernul încalcă dreptul la sănătatea românilor. Ordinul care suspendă internările în spitale emis cu o dată greșită. Și iată și... Hai să spunem că este eroarea materială la redactare. O fi apăsat o tastă greșită, aia se poate îndrepta. Deci asta e chestia cea mai simplă. Am greșit, asta e. Dar stai puțin, dar are efecte. Eroarea materială se poate îndrepta. Bun, una la mână, a doua la mână. Să și zicem. Prin act administrativ. Deci este ordinul comandantului suprem Raed Arafat, numărul nu știu care, din data de 4 octombrie 2020, în loc de 2021. Și asta este eroarea materială printr-un act administrativ. Prin care medicii, da, trebuie conținutul să... Conținutul e mai... Da, conținut, păi da, stai puțin. Probabil și greșelile sunt făcute tocmai pentru a o scălda cumva, a ieși din... Bun, păi eu iau bună credință că o fi un greșeal de tastare. Dacă e să intrăm așa mai dedesubt, s-ar putea, bun, să fie dat așa că în general, să fie... În general, deciziile care se dau se publică în Monitorul Oficial. Da? Da, da. În general. Ordinul ăsta al lui Raed Arafat este doar al lui, avizat totuși de ministrul sănătății, de ministrul Ceche Atilau, că se vede ștampila și, adică, semnătura. Nu este publicat nici în Monitorul Oficial. Raed Arafat, în declarațiile publice făcute, a spus că este la latitudinea medicului să stabilească urgența pentru operații, da? Dacă medicul spune că nu este o urgență, poate să o amâne peste o lună sau peste două luni. Pe când în conținutul acestui ordin scrie că este la latitudinea managerilor de spitale să hotărască urgențele sau nu pentru operații. Cu respectul, managerul de spital poate să fie inginer miner. Păi, deci n-are nicio treabă cu medicină. Despre ce vorbim? Și iată că în, așa, avocatul poporului atrage atenția asupra
consecințelor dezastrului pe care le-ar avea suspendarea internărilor pentru intervenții chirurgicale asupra pacienților decisă de autorități. Deci, cred că acest ordin nu va fi pus în practică. Păi, cred. Nu va fi pus, dar dacă unele spitale se conformează, pentru că cred. De frică să nu vină, să te sancționeze, să nu mai știu ce să îmbube, să-ți caute în cap... Ce faci? Deci cred că nu va fi pus în practică. Păi, nu, dar când și oricum, iese urgența cu medicală, tot medic, doctor curant tot decide urgența medicală, tot medicul, nu din birou de la Minister de la București, o decide careva. Cel medicul de la patul bolnavului decide care este urgența medicală. Și este poți normal. Să fii și tata doctorilor, nu poți să vii peste medicul de la Deva care a zis că e urgență, zici tu că nu e urgență. Nu. De asta nu poți decide dintr-un birou. Și din păcate la noi multe decizii se iau din birouri de unii care habar n-au de ce se întâmplă. Păi asta nu numai este, sistemul sanitar. Aici este pericolul. Aici este pericolul. Uite-te cu autostrada, da? Fără descărcare. Deva, Hunedoara, pe nu știu unde, nu după un proiect făcut din birou. Hai că zic eu, în 1963, de pe vremea lui Taica Dej, nici Ceaușescu încă nu era, s-au luat planul în 1963, repet, 1963. Când peste Mureș era mai în sus, da, nu acum, era nu ăsta care e acum. Pot de cale ferată care stă eu să mai rămas mai niște ceva. Fier vechi pe acolo. Un schelet pe acolo. Deci... Așa s-a făcut autostrada, e clar, făcută din birou și te miri că întârzi așa. După proiectele vechi, da. Sigur că da. Nu. Și acum n-are rost să mai zicem, bă, că care o semnat de la Deva, bă, îți dai seama cu atenție să studia documentele. Dar, în fine, asta e istorie, deja au trecut. Păi, dar eu mi-aduc aminte când s-au făcut proiectul pentru linia ferată de mare viteză pe culoarul 4-4 da, european. Da, tot așa era o da? Chestie veche, erau... cartierul vil, adică nu figura... Grigorescu, Mircea a semnat din pix acolo și cât a trebuit după aceea să repare cei care au venit după el să încerce cu să pasarele, facă... pasarele, da, pe... Exact, scotei, și unde, deci... că nu găsești locul pentru pasarele și câte și mai câte. Ai pasarela, bun, pietonă, ai pasarela pentru acolo. Pieton, dar ce faci cu mașinile? Ce a avut o se va face undeva mai... Nici nu vreau să încurc străzi de lângă baza apa prodului cum ești de deci, la Deva seama, să te duci către îți dai seama ce s-a întâmplat, da? Tocmai pentru că un primar a semnat ca primarul, știi, dă-i să meargă. Bun, și, revenind, și proiectul nu prevedea nimic. Da. Revenind la chestiile astea cu noile măsuri de protecție împotriva COVID, este și aceea cu obligativitatea purtării măștii în spațiile publice, în localitățile cu peste 6.000 de locuitori, unde iar este o ciudățenie, tocmai de aceea și mulțumesc lui Sebastian Mezei, directorul de la DSP, unde doar că mi-a răspuns, deși era în ziua sa liberă, fiecare are dreptul la da, liberă și da, mi-a explicat. Da, mai ales la ce stres e acum, îți dai seama. Și mi-a explicat cum este, pentru că dacă citești mot-a-mot ce scrie acolo și nu citești atent, nu ești atent la virgule, la puncte, la una alta, e varză ce e acolo. Deci dacă circul singur pe stradă, nu este obligatoriu să porți mască. Dacă ieși cu soția, copilul, membrii ai familiei care au același domiciliu, nu trebuie. Da. În schimb, dacă te întâlnești cu un coleg, un prieten, o cunoștință, trebuie să spui mască. Bun, acum la noi, aici nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă, dacă vine un organ abilitat de control al statului, să vină să explice în mod frumos ceva. Este dreptul lor, da? A trebuit să-mi pun mască, nu știu, poate sunt mai nervos, nu vorbesc, dar vorbesc așa, poate sunt mai nervos, îmi întreb pe om de ce m-a oprit, poate ridic tonul sau poate mi se da? Pare că vorbește cu un ton da. Mai ridicat, că trebuie... se creează loc aglomerat. Da. Deci, da. Bun, locul aglomerat nu este clar definit. Bun, au rămas aceleași chestii, piețe, stații de autobuz, târguri, mă rog. Cum să-i... Acum. Poate suntem trei oameni în linie pe trotuar. Unul poate să considere că e aglomerat, altul că e foarte aerisit. Da. Sunt niște da. Chestii, uite cum avem noi sediu aici, da? La piață, la Deva, este circulație. Nu-mi dau seama să-l consider loc aglomerat. Sunt două rânduri de trotuare cu terase între. Da. Nu știu, cei care stau la terase sunt considerați ca... îi numer ca și... la loc aglomerat. Păi acum, eu sincer să fiu, am vrut să mă duc să mănânc la o terasă, deci afară. Da, da. Da. O pizza, o nu știu ce, am întrebat de bun simț, că puteam să nu întreb. Cred că dacă nu întrebam, nici nu mă întreba nimeni de nimic. Dar sau... eu, bă, legea e lege, corect este, pot să mănânc, adică pot să iau loc la terasă și să comand ceva de mâncare dacă nu sunt vaccinată. Nu, ok. Nu, și atunci
De fapt, nici nu voiam să mănânc, voiam să beau o cafea. Și atunci am venit aici la piață, nu? Aici terasele erau pline. Bine, unii cu măști, alții fără. Acum nu poți să stai la terasă cu... Stai pe terasă cu mască, atunci de ce nu stai pe terasă, știi? Da, păi da, au revenit aceleași povești că poți să-ți dai masca jos și dacă ești în locuri aglomerate, dacă fumezi sau mănânci sau bei ceva. Păi, da. Acum ce să fac? Să-mi fac gaură ca să beau cu paiul, să-mi fac gaură prin mască? Acum, sincer, dacă te duci în piață, hai să zicem, la pompieri în spate, hai să zicem, că piața, hala, cum ar veni, cea clasică, e acoperită, dar acolo, logic, e spațiu închis, te duci cu mască. Da, nu cred că e cineva care să meargă în piață acolo, în spate, la pompieri, greu, cu sucul sau cu țigara sau eu știu cu ce pe acolo. Nu, clar. Te duci să-i faci cumpărăturile și acolo, zicem, da, e loc, poți să-l consideri aglomerat, că e un spațiu limitat și... Aia rămâne la latitudinea fiecăruia și chestia problema de interpretare. Care este că, da, de interpretare. Și românii, tot timpul suntem certați că nu ne vaccinăm, că nu ne vaccinăm, că nu ne vaccinăm. Păi în momentul în care în spațiul public, în media, în pe rețelele de socializare apar informații de genul corecte de altfel, chiar dacă ești vaccinat, tot te poți îmbolnăvi și tot poți transmite mai departe virusul. Atunci stau și mă gândesc de ce ei care se pot îmbolnăvi și care pot transmite virusul pot să circule noaptea și noi ăștia alți care la fel ne putem îmbolnăvi și putem transmite virusul, nu putem să circulăm noaptea. Eu înțeleg logica... că este o chestie de mă rog, de prevenție, da. Și pe undeva să-i stimuleze pe cei care nu s-au vaccinat să se vaccineze. Ei, tocmai situații, decizii de genul ăsta fac, îi determină pe români, de fapt, să nu se vaccineze. Să zică, dacă ăla e așa și ăla e așa, nu, cât o ține pandemia, nu mă duc nici la terase, să moară restaurantele, să moară hotelurile, să moară Horeca, să moară tot. Da, este un punct de vedere logic acestei decizii. Este că, băi, bun, ok, ești vaccinat, faci forme mai ușoare. Da. Și statistica arată că așa faci. Da, ok. Dar nu sunt medic să intru în analize din astea. Ok, eu sunt vaccinat, sunt că... probabil voi face și doza a treia, dar uite, suntem doi înși la masă cu păreri diferite, dar nu, pentru aia nu trebuie să fac scandal. Exact. Și ok, îmi convine, nu îmi convine o prevedere legală, bă, o respect. Am mai zis mai demult, dacă țara mă vrea prost, asta e, dar aștept și eu, băi, prost, dar n-am și un avantaj după chestia asta. Exact, iacă-te, v-a dat avantaj. Da, circulați noaptea. Da, bine. Ia, și să mai lămurim o chestie, că și tu ai avut o neclaritate când au început chestiile astea cu iară, cu introduceri de măști, de nemăști, de vaccinat, Deci, în supermarketuri și magazine poate intra oricine, nu trebuie certificat verde, albastru, gri, orice culoare numai vrem. Numai la raioanele unde se servește mâncare, acolo. Să fim bineînțeleși, nu că n-ai voie în magazin, că din păcate au fost și bunii care au înțeles că n-au voie să intre în magazin, poți să intri. Nu înțeleg logica asta, adică dacă mă duc și stau și mă înghesui la coadă la supermarket, unde e șansa să fie coadă mai mare decât eu știu și undeva la șaormerie. Mai mare, că e spațiu mai mic, ai văzut la case, da, și nu pot să stau la un fast food unde suntem doi la o masă, știi? Deci, asta este problema și asta au acuzat și cei care, protestatarii de săptămâna asta, de săptămâna trecută, când au fost protestele, sunt deciziile un pic haotice, știi? Că se cam bat cap în cap acum. Și aveam și eu nelămuririle mele, pentru că atâtea ordonanțe, atâtea decizii s-au dat cu atâtea restricții și cu atâtea... nu știu ce, că la un moment dat nu mai pricepi efectiv. Și când îți vine o ordonanță de 44 de pagini cu... oricum n-ai timp să o citești, Păi 44 de pagini, păi dar când le aplici, cum le aplici, ce limbaj de lemn avem de asta, hotărârile CJSU preluate din hotărârile CNSU, la acele... acolo cu incidența până la 4,5, mi se pare până la 6, peste 6, 7,5, mă rog, localități carantinate mult, la cum e situația de evi, la ora actuală, are 67 de puncte. Deci nu, n-apuci.
Sau citești, sau mă rog, este trebuie răbdare de chinez bătrân, sau de efectiv să n-ai ce face. Mă, 44 de pagini, mă, fratele eu, meu. Eu, sincer, la cele 67 de puncte, așteptam să intru într-o legătură telefonică, chiar atunci cu domnul Mezei, și am zis, hai să mă uit, că m-a rugat să sun peste 10 minute. Și m-am uitat oarecum în diagonală și mi-a sărit în ochi chestia cu avioanele. Dar aia e luată, sigur, dintr-o hotărâre CNSU, care se aplică în teritoriu. Deci tu nu o poți modifica din teritoriu. Așa e scris, așa o bași, dar ți-am rămân de faza hilară, e gogul sus. Eu cred băi, că ia, hai tu jos, la început pandemiei au fost 2-3 pagini și după aia de fiecare dată da, cu care mai vedeam, un hai nou să... ordin, mai băgai hai o pagină și tot așa și am ajuns la 44, știi? Și de ce? Și nu mai scos nimic din ce a fost. Stau și mă gândesc și am constatat, umblând pe stradă zilele astea, ok, polițiștii, organele de... Mă rog, ale Ministerului de Interne fac acțiuni preventive în școli foarte bine, genial ce fac. Mai trebuie totuși prevenție. Nu i-am văzut pe stradă cum așteptam, cum ne aducem aminte anul trecut când era vânătoarea de măști. Da. Nu, sunt și ei conștienți că este dat ordinul cum este dat. Fiecare interpretează cum vrea. Da. Deci nu se mai fac. Nu că se făceau în trecut abuzuri, poate în unele cazuri exces de zel. Au apărut informații pe site-ul pe știri, pe surse, a fost anunțat că din decembrie va deveni opțională și vaccinarea copiilor între 5 și 11 ani. Deci asta e deja... Da. Mă rog, nu vreau să comentez. Nu știam, comentăm, eu știam numai de la am dat-o ca informație că s-a stabilit luna decembrie. Eu știam că de la 6 ani, în fine. 5-6 ani, 11 ani, ce mai... 5-6. Pe de altă parte, tot pe acum, site-ul... Chestia se face cu acordul părinților. Cu acordul copilul părinților, are 18 ani. Cine vrea să-și deie copilul la vaccinat, îl dă, cine nu. Nu, tendința este să nu. Ai reușit să vorbești cu domnul Pârvan? Cam câți elevi și-au dorit să se vaccineze? Să lăsăm subiectul ăsta un pic mai... Deci voi avea nevoie de niște cifre exact. Nu vreau să le... Da. În schimb, sunt concluzie destul de ciudată, periculoasă, aș putea să spun, undeva în jur de 160 de elevi sunt infectați cu COVID și vreo 70 de cadre didactice, sau mă rog, personal școlar, deci aproape dublu numărul celor îmbolnăviți de rândul tinerilor față de cei, mă rog, adulți, să spunem, care este, nu știu, nu vreau să zic. Sunt două școli închise, cea de la ZAM, satul fiind în carantină, și cea de la Ilie, întrucât cadre didactice sunt bolnavi, nu se mai pot asigura prezența fizică la ore. Generală sau liceul, că la Ilie? Ilie. Deci e o singură unitate de învățământ. Da, că sunt aceeași curte. Da. Și, per total, sunt vreo 2000 și ceva, 2200 de elevi, dacă nu mă înșală memorie, care fac ore online. Da. Undeva bine, la că... 160-170 de clase, ceva de genul ăsta, în cele vreo 1700. Deci, proporția n-ar fi mare, 10%, da? Acum, asta în octombrie, mai urmează săptămâna de, încă o săptămână de vacanță pentru cei din ciclu primar. Ce părea bun, am înțeles la vaccin, că să fie reticențe sau una alta, niște stare nu prea sunt de acord părinții să se facă la școală. Acum, la testare, am înțeles, la vaccin ai tot felul de reține, dar la testare deja... Noi am teste primit, rapide și... Noi am primit doar pentru vaccin o declarație pe care să o completăm. Da, de-aia am zis, nu vreau să dau încă cifre exacte, pentru că este în procesare. Încă nu știu acum cu testarea, pentru că se pare că încă n-au venit testele. Au venit 2200... În județ. 2223 de teste au fost împărțite la școlile la generale școli, și 123 nu au fost folosite. Deci... Mm-hmm. Am înțeles. Adică există și reticență față de testare? Asta nu mai înțeleg. Mai, acum, știi cum se spune, mai ales la cei mici, dacă nu sunt părinții de față, intervine un sentiment normal de panică și se trezesc părinții că se sperie copilul și... depinde și de cine face testul. Ok, nici testarea nu poate fi obligatorie, cum nu este nici vaccinarea. Da. Ca metodă de prevenție putea să faci chiar cu părintele de față. Poate să găsești o soluție, nu știu. Sigur că să le spună părinților, măi, haideți și voi într-o dimineață, dacă puteți, cu un sfert de oră mai repede.
Sau și măcar chestie, știi, chestie rezonabilă. Măcar știi că și dacă copilul are cumva virus, atunci poți să tratezi incipient, că iată, tratamentele deja la nivel mondial au început să câștige teren față de vaccinuri. Da, pentru că s-au pus la punct niște tratamente. Asta tot undeva sus la București, într-un birou, se stabilesc chestiile astea. Nu, sigur. Păi, nu. Cine? Ține cineva cont de ce transmit? Nu, de ce să realitatea din teritoriu nu interesează pe nimeni. Și ultimul subiect, apropo de ce spuneam cu PNL și PSD și de pretenie de interes, pentru că să nu vă închipuiți că se iubesc, au acolo niște interese comune, da? USR acuză PNL de blat cu PSD după susținere anunțată pentru Florin Câțu. Înseamnă că s-au înțeles cu PSD. Deputatul USR Ionuț Moșteanu a declarat vineri în exclusivitate pentru news.ro că propunerea Florin Câțu premier decisă de conducerea PNL joi noaptea, deci azi noapte, înseamnă că există o înțelegere cu cei de la PSD să îl susțină la vot în Parlament. Bun, și unde știre aici? Păi, ziceam adică, că se confirmă, deci dacă cei de la USR cu pretenții de mega politicieni, deci aia și dacă așa te uiți pe ziare, așa faci, completezi rebus, sau integrama din ziare, îți dai seama. Vom vedea că mai este ceva timp, vedem ce-o fi de luni încolo. Da, da, da. Din delegația USR care va merge la Cotroceni luni la întâlnirea cu președintele Iohannis, face parte Dacian Cioloș, noul președinte, Dan Barna, Cristian Ghinea, Stelian Ion și președintele Senatului, Anca Dragu. Adică, domnilor, adică crem de la să crem. Faceți blat cu PSD, faceți cu noi, ce Dumnezeu, da. Că noi vrem înapoi la Ciolan acum, nu? Apropo că ai amintit de Anca Dragu, știi că mai avem puțin timp să nu uit. Bun, Aurul a rostogolit ideea cu suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Ok, să zicem că se va ajunge într-o chestie din asta, au mai fost cazuri. Va ajunge conform Constituției Anca Dragu, șefa statului, președintele Senatului. Nu știu câtă lume știe cine este președintele Senatului. Nu știu câți membri USR Plus știu. Dar mă rog, asta e o situație. Facem haz de necaz. Doamne, doamne, doamne. Facem haz de necaz, ca și cu avioanele date jos la Săvulești. Cine-i practice au femeile astea, ha? Așa, acum va rămâne de văzut ce se va întâmpla cu împărțeala funcțiilor iar în cele două camere, că sigur președinții se vor schimba. Aproape cert. Sigur. Acum, nu știu dacă se vor schimba, că Orban a anunțat că își dă demisia, dar bun, până la urmă a zis că și-a depus-o la biroul Florin Câțu, la președintele partidului. Dar nu acolo se depune. Nu acolo se depune. Știi, ca și cum eu, vreau să-ți trimit o scrisoare și o las undeva pe aici, pe bordură, și poate vede cineva, poate deci nu. N-are nimic guvernul cu Parlamentul, da. Nenicule. Despre ce vorbim? Ce să mai spun? Om trăi și om vedea. De altă parte, și președintele are, constituțional vorbind, posibilitatea să dizolve Parlamentul. Da, dar nu cred. Așa că, păi, nu, eu ce zic? Că președintele nu te interesează ce faci acum. Da, probabil se va gândi, vor avea niște discuții foarte serioase cei din PNL acum, lăsăm dumneavoastră departe. După tata, ce facem? Acum, dacă ar fi alegeri, sincer, PNL ori e și cam șifonat. Foarte șifonat. Din chestia asta și ar pierde când jumătate din parlamentar și nu știu cum le convine unora. Nu știu dacă scade chiar și din procentul votanților captivi în PNL, știi? Da, că sunt foarte mulți nemulțumiți acum, mă rog, să ținem cont că mulți dintre ei vor vota împotrivă pentru că fac parte acum din aripa Orban, știi? Deci s-ar putea sau să sunt nemulțumiți de măsurile economice luate sau neluate de guvernul Câțu. Acum, uite, mai avem un minut, două, hai să zicem și cu plafonarea prețurilor energie. Înainte să spice guvernul Câțu, se anunța că vor beneficia de subvenții nu știu câte familii din România. Acum, după ce a fost demis guvernul Câțu, spune, bă, că încercăm să plafonăm prețul. Vasilică, poate că spunea, a fost aici la noi în studio, spunea, uite că există și varianta asta. Acum să vedem, toată lumea ar fi de acord cu plafonarea prețului, acum nu poate da guvernul ordonanță de urgență. Deci, dar nu poate, unde? Păi dacă îmi plafonează prețul la prețul actual, păi n-am făcut nimic. Nu știu, e o chestie... N-am făcut nimic. La ce preț îmi plafonează? Nu la prețul de azi. E dat un termen acolo. Era ceva mai mic, știi? Sper. Dacă îl plafonează cum a fost ieri recurs pe piață, n-ai făcut nimic. Păi eu ce spun? S-ar putea chiar să-l plafoneze în folosul celor care livrează. Păi să avem pardon.
despre ce interese vorbim, totuși, nu? Și cine ne dă energia, așa cine ne dă gazul, cine ne-l distribuie, cine? Da. Cât are statul din toată chestia asta? Statul nu prea are. Păi, ce deci zic? Are undeva parte minoritară. Unde se duc banii? Unde? Unde trebuie. La preteni, da? Bun, și, ce, și cu asta închei și m-am mirat așa floare de poziția mai multor politicieni surprinși de creșterea prețurilor. Adică prețurile au crescut de un an. Dar mă rog, vor fi și careva la hipermarket. Eu fi trimis nevasta. Te mă și tu la cumpărături. Păi totul a pornit de când unul dintre sau politicieni... Sau să fi scumpit iară ciorba la, la bufetul economiei, parlamentului. Nu, ministrul economiei sau cine era, nu știa cât costă pâinea. Știi că a fost o întrebare și... Sau și-ar fi dat seama să fi scumpit ciorba la parlament. Și de atunci ce au zis, vai de mine, să mă duc la cumpărături să văd și ce, cât costă aia, cât costă aia. Și subit, dacă mănâncă cu 6 lei ciorba de burtă la cantina parlamentului, au constatat că 6 lei costă pâine. Da? Nu, s-o fi scumpit ciorbă la cantina parlamentului și s-o fi dat seama, upa... Numai s-au dus să nu-i prindă nepregătiți și au zis, mă întreabă presa cât costă, cât costă o conservă de fasole, da? Sau mai știu eu ce, nu mai zic de altele. Mersi, Ama. Cu drag. Mi-a fost drag să fac emisiunea cu tine și să comentăm. Sper că v-a plăcut, doamnelor și domnilor. Rețineți, sunt opiniile noastre, ca și jurnaliști avem dreptul să avem și noi un punct de vedere. Nu le luați motamo. Cel mai bine este să fiți informați și concluziile le trageți dumneavoastră. Noi doar vă prezentăm informațiile. Acestea fiind spuse, să ne revedem cu bine, să auzim numai de bine și nu uitați, în fiecare clipă din viața mea, vă iubesc de la A la Z.